Salut, sunt Ilia și astăzi noi vom rezolva integrarea cu parametru. Avem integrala de la 0 până la a, 2 minus 4x plus 3x la 2 dx și care este egal cu a. Condiția este, găsiți valoarea lui a, pentru care a este mai mare ca 0, și pentru care integrala de la 0 până la a, 2 minus 4x minus 3x la 2 dx este egal cu a. Ce trebuie să facem? În acest caz, în partea stângă, noi avem integrala definită. Calculăm integrala definită și obținem o valoare oarecare, respectiv b. Și această valoare obținută, noi trebuie să mai departe să egalăm cu a. Primul pas, calculăm integrala definită de la 0 până la a, de la 2 minus 4x plus 3x la 2 dx. Și respectiv vom avea integrala de la 2 este 2x, minus integrala de la minus 4x, asta minus 4x la 2 pe 2, plus 3x la 3 pe 3. Tot luăm în paranteză și punem de la 0 până la a. Mai departe observăm că 2 cu 4 se va simplifica și va rămâne 2, 3 cu 3 se simplifică. Următorul pas, noi trebuie să calculăm integrala definită. Asta înseamnă limita de sus minus limita de jos. 0 noi nu introducem, pentru că peste tot obținem 0. Introducem numai a, 2a minus 2a la 2 plus 3a la 3. Și aici noi am obținut valoarea noastră b, care trebuie să fie egală cu a. Asta înseamnă că valoarea aceasta, mai jos, plus 3a la 3, este egală cu a. Mai departe, noi trebuie să rezolvăm ecuația obținută. Acest a trecem în partea stângă, vom avea minus a, 2a minus a ne dă a, minus 2a la 2, plus 3a la 3 și este egal cu 0. Mai departe, aici avem a, aici avem a la 2 și a la 3. Asta înseamnă că noi scoatem a ca un factor comun și va rămâne 1 minus 2a și plus a la 2 este egal cu 0. Deci rezultă a, în paranteză noi obținem formula, va fi 1 minus a tot la 2 și este egal cu 0. Deci rezultă că sau a este egal cu 0, sau 1 minus a este egal cu 0. Mai departe, a este egal cu 0 și a este egal cu 1. Și după condiția inițială că a este, trebuie să fie mai mare ca 0, va rămâne că soluția noastră este 1. A egal cu 1. Sper că lecția a fost de folos. Succes ție la matematică!